După ce Iisus moare, se petrece ceva. E un semn al cerului pentru pământ și lucrul acesta e consemnat de evanghelistul Matei și aș dori să citesc aceste momente, nu înainte de a spune că Iisus, înainte de a muri, refuză acea băutură anestezică, refuză să bea din acel oțet amestecat cu fiere care putea să-i aline puțin suferința și agonia pe cruce. De ce? Pentru că el a dorit să moară conștient și responsabil față de misiunea mântuitoare pe care și-a asumat-o din veșnicie, prin întrupare. Și acest lucru este iarăși important pentru noi, pentru toți. Cât de semnificativ este să mor conștient, să mor demn. Și aici avem un argument împotriva tuturor acestor practici de astăzi, prin care, iată, mulți încearcă să ajungă la o moarte liniștită, fericită, indusă, nu în totală responsabilitate față de clipa ultimă. Și iată ce se petrece la moartea lui Iisus. Vă citesc din ceea ce consemnează evanghelistul Matei, în capitolul 27, începând cu versetul 51. Iisus, strigând iarăși cu glas mare, și-a dat Duhul. Și acum e important. Și iată, catapeteasma templului s-a sfâșiat în două de sus până jos. Pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat. Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți s-au ridicat și, ieșind din morminte după învierea lui, au intrat în cetatea sfântă și s-au arătat multora. Ia sutașul, ceea ce am amintit mai înainte, și cei ce împreună îl păzeau pe Iisus, văzând cu tremurul și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte zicând, cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era acesta. Evanghelistul Marcu spune că sutașul, fiind în fața lui Iisus, a mărturisit acestea. Deci numai în fața crucii lui Iisus îl poți recunoaște pe Iisus cu adevărat ca Fiul lui Dumnezeu. Iarăși un mesaj pentru creștinătatea de astăzi și pentru cea care va veni după noi. De ce am accentuat acest moment pe care îl consemnează evanghelistul Matei ca sesizare a întregului univers, a cosmosului, a momentului dramatic al morții lui Iisus ca om pe cruce, răstignit de cel pentru care a venit să-l mântuiască, adică de om. Pentru că momentul nașterii lui Iisus a fost la fel, momentul venirii lui în lume, la fel marcat momentul acela de un semn al cerului, și anume de steaua. Steaua magilor, cum se cunoaște ea din exprimarea evanghelistului Matei. Deci cerul, când Iisus a venit, s-a întrupat, a dat un semn omenirii într-un astru, să spunem așa, miraculos, care de fapt n-a fost un astru, a fost un semn, numai n-a fost o stea anume. A fost un semn luminos care i-a însoțit pe magi, iată, din Estemul Orient spre pruncul Iisus. Deci cerul vorbește la nașterea lui Iisus prin semne miraculoase. La moartea lui, moartea omului Dumnezeu, cerul și universul întreg, din nou, a dat semn. Soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat și multe morminte ale dreptilor Vechiului Testament s-au deschis și au intrat în cetate ca o mărturie a evenimentului unic al istoriei
omenirii. Moartea lui Iisus ca om și fiu al lui Dumnezeu, unit cu omul Iisus, el moare ca om pe Golgota, răstignit de cel, așa cum am spus, care a avut favoarea aceasta și onoarea să moară pentru el, Iisus, ca să-l aducă din nou pe om în comuniune cu Dumnezeu pe care l-a părăsit prin păcat. Aceasta a fost istoria vieții pământești a lui Iisus, pentru că după moarte și îngropare, la care participă Iosif din Arimatea, care cere lui Pilat trupul lui Iisus, și Nicodim cu aromate, care vine cu aromate în grabă pentru îmbălsămarea lui Iisus, potrivit obiceiului iudaic, zic că cu acest moment al punerii în mormânt se încheie viața pământească a lui Iisus cel istoric. Pentru că urmează învierea și Iisus mai rămâne pe pământ 40 de zile, dar Iisus de după înviere este Iisus meta-istoric, adică de după istoria vieții pământești a sa. Și despre acest sau despre aceste momente, despre această etapă a prezenței lui Iisus după învierea sa pe pământ, poate că vom vorbi altă dată. Cu acestea am reflectat împreună la drama care ne-a mântuit și la cel care m-a mântuit și pe mine și pe tine. Și închei cu o invitație la o reflecție. Și anume, în drama care a mântuit lumea sau în tablou răstignirii lui Iisus, tu, iubite creștine, unde te situezi? Între cei care îl batjocoresc? Între cei care îl neagă? Între cei care îl refuză? Între cei care îl batjocoresc hulindu-l? Sau între cei care ar spune cu tâlharul răstignit, pomenește-mă și pe mine astăzi în împărăția ta.